De aici, de la Molovata Nouă, începe povestea primului vin ce are indicat pe eticheta sticlei teritoriul din stânga Nistrului ocupat de Federația Rusă. În urmă cu 30 de ani, acest loc a fost scena celor mai sângeroase lupte pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Vinurile Cicatrice au fost produse din recolta anului 2020 și lansate un an mai târziu. Vinul roșu este închinat bărbaților care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova, iar cel alb este dedicat femeilor care au pierdut un tată, un soț sau un fiu în acele vremuri tulburi. Țin minte tragedia prin care a trecut familia. Un omagiu adus lor, nu vreau să provoc cineva sau ceva de felul ăsta. Vinurile sunt produse într-o serie restrânsă și nu sunt vândute pe piață. Foarte interesați de ele sunt colecționarii, dar și basarabenii din diaspora. Lilian Moldovanu spune că etichetele acestor vinuri sunt de fapt un protest față de suferința produsă de conflictul sângeros de pe Nistru. Cum te-ai fracturat la mână sau cu un cuțit sau cu ceva, te doare. Cicatrizează, dar tu-ți aduci aminte. Fix același conflict e ca o cicatrice pe corpul țării. Fondurile obținute în urma vânzării acestei colecții vor fi folosite pentru construcția unei troițe în onoarea celor care și-au apărat țara, dar și pentru a-i ajuta pe veteranii de război.